vin acum în România după 37 de ani și vin ca să prezint filmele studenții mei. Așa că este ceva, un sentiment particular, pentru că nu este numai sentimentul de nostalgie, dar și faptul că suntem împreună cu filmele, producțiile pe care studenții au realizat în România. Adică asta este ce am de multă bucurie, să zicem. După 30 de ani, un student a venit la mine, la acasă, și m-a zis că am o surpriză pentru tine. Și m-a dat filmul pe care eu am realizat aici la școală. Și când am văzut filmul, am zis, ce am făcut eu? Am făcut același lucru, pentru că în 2005 am făcut un film care este legat cu aceeași temă, aceeași sujet, nu? Legat cu manipulația mediatică. Când am făcut filmul aici, m-au zis că trebuie să scrie acolo că lucrurile, că sunt sujetul vostru este într-o țară imaginară. Și din asta nu m-am înțeles prea bine cazul, de ce trebuie să scriu așa, când a fost unde am realizat filmul. Și după aceea am fost condiționat și să găsesc niște oameni că erau din Africa sau nu știu de unde. Și așa că elementele, primele elemente de cenzură, să zicem așa, i-am găsit când am fost student și după aceea am continuat în țara mea la o dictatură care a fost mult mai dură, cu o cenzură mult mai sofisticată. Sunt mie de festivaluri care se fac în lume, dar să zicem festivalul de drepturile omului sunt foarte limitate, așa că, să zicem așa, adevărul, nici n-au spațiu în televiziunile sau sale de cinema. Eu fac același festival drepturile omului în țara mea, dar mai ales ultimii ani pe care am făcut acest festival au fost legate mulți cu film care sunt oprite în țările respective. Așa că am avut atenția cum să fac, cum să vizionez filmele care nu îi dau drumul în țările unde au fost realizate.